Legendele vehiculate au creat rețineri. Teama de o eventuală întâlnire cu procurorii DNA i-a determinat pe aleșii locali să devină vocali și să respingă proiectul de finanțare în întregime, deși nu era vorba doar despre finanțarea fotbalului suceavean. Întrebarea care planează e în ce măsură e legal ceea ce se întâmplă acolo, este legală această procedură și cum vom răspunde noi vis-a-vis de performanțele pe care le înregistrează sau nu le înregistrează. Pentru că sumele cele mai mari s-au dus de-a lungul timpului tot la fotbal și, nu știu, stau și mă gândesc, dacă e să luăm aceste sume câțiva ani de zile, probabil că am reușit să stimulăm și să încurajăm mișcarea și sportul în masă, nu sportul profesionist de care ar trebui să se ocupe probabil sau care să-și găsească alte surse de finanțare decât principala fiind bugetul local și să încurajăm pe tineri, pe copii să iasă din casă și să își găsească niște spații, să găsim și să amenajăm niște spații unde să se recreeze. Tatea și eu sunt dezamăgiți, se întâmplă acum în retur cu aceste înfrângeri pe bandă rulantă, cu aceste scoluri rușinoase, să nu uităm, noi dăm acești bani pentru a face imagine municipalități. Despre asta este vorba. Sigur că eu cred că lucrurile azi sunt separate în ce sens. Nu aprobăm această sumă, nu e obligatoriu să o dăm în totalitate. Vom vedea pe parcurs cum evoluează lucrurile acolo și putem să luăm și alte decizii dacă este cazul. Ea a fost îndeplinită procedura de licitație, avem documentele în regulă. Asta e situația. Ce se întâmplă și istoriile care sunt acolo, mă rog, tot felul de legende, tocmai de aceea și eu de 3 ani de zile nu mai merg la stadion, deși mă urmăresc meciurile, chiar și ultimul meci am văzut din birou. Problema este de următor, totuși și la acest capitol trebuie să dăm o prezumție de vinovăție până în prezent. N-a venit nimic și lucruri concrete să spună, domnule, s-a întâmplat. Dacă vedem reacțiile oficiale, spune că au căzut fizic, că au căzut psihic și așa mai departe. Deci eu zic că totuși până aș putea trebuie să mâna noastră, în măsura în care lucrurile nu evoluează cum trebuie, nu o să le dăm aceste sume în totalitate sau să suspendăm, am spus-o foarte clar și asta o spun în calitate de ordonator de credite. În măsura în care, Doamne ferește, se dovedește că aceste legende sunt adevărate și se declanșează o procedură de anchetă acolo, automat primăria municipiului Suceava suspendă orice finanțare la fotbal. Asociații care cer bani pentru activități culturale și pentru tineri. Iar următoarele vreo 7-8 proiecte sunt asocieri ale primăriei în aceleași scop. De ce oamenii aia nu participă, acele asociații, nu participă la licitație cum participă toată lumea? Eu m-am uitat pe ele, știu că am fost, am lucrat în primărie, știu care e în mare motivația. Că din lipsa timpului nu pot să participe la licitație pentru că o licitație din asta durează și așa mai departe. Credeți-mă, m-am uitat pe toate, în afară de acel proiect cu Sos Noviețu, când solicitarea a venit invers din partea primăriei către liceul Petru Rareș, celelalte n-au fost presate absolut deloc de timp. Deci puteau să știe și liceul de informatică că anul ăsta sărbătoresc nu știu câți ani de la înființare și celelalte că anul ăsta vreau să facă din 1 mai sau din 1 iunie nu știu ce activitate. Părerea mea că este o formă de a sări pe lângă licitații.